Marea Unire din 1918. Dar pe teren lucruri mari se împliniseră. A existat în acel moment istoric o împrejurare extraordinară, anume că, pe de o parte, din cauza Revoluției Bolșevice, Basarabia a putut mai întâi să desprindă de ansamblul rusesc, iar apoi sfatul țării de la Chișinău să voteze la 27 martie, adică 9 aprilie 1918, unirea cu România. De cealaltă parte, după prăbușirea dublei monarhii, Marea Adunare Națională a Românilor din Transilvania, Banat și Crișana să voteze la 18 noiembrie, 1 decembrie, stil nou, unirea cu România. Consiliul Național din Bucovina a făcut același lucru cu 3 zile înainte. Astfel, în chip aproape miraculos, se întregise țara și spre răsărit și spre apus. În timpul lungilor negocieri de la Versailles, 1919-1920, a intervenit încă un eveniment neprevăzut. În Ungaria, în martie 1919, preia puterea un guvern comunist în frunte cu Béla Kun. Prăbușirea țării era desigur dramatică, dezastru militar, teritoriul redus la mai puțin de o treime, astfel încât Ungaria devenise terenul ideal ca să prindă comunismul răspândit în lumea întreagă de Moscova după victoria Revoluției în Rusia. Guvernul Béla Kun nu se mulțumește să ia pe plan intern toate măsurile pentru instalarea comunismului, dar în iulie 1919 îndrăznește să lanseze armata ungară într-un atac pentru a încerca să reia Transilvania de la români și, după unele surse, să facă joncțiunea cu trupele bolșevice de pe Nistru. Atunci armata română intră în Ungaria. Și cu toate că franco-englezii ne interzic să înaintăm mai departe, de asta dată nu ascultăm de marele puteri și mergem să ocupăm Budapesta. 4 august 1919. Ungurii onești recunosc și azi că ne datorează salvarea de comunism în 1919 și că datorită șederii noastre timp de 3 luni la Budapesta s-a putut instala un guvern ungar relativ democratic cu amiralul Horthy în fruntea statului ca regent, adică șef provizor al statului în lipsa regelui, fiindcă românii, slovacii, sârbii și croații nu permiseseră acestei ungarii să redevină regat sub coroana fostului împărat Carol, care succedase în 1916 unchiului său Franz Iosef. Ocupăm deci Budapesta și împiedicăm în acest fel apariția comunismului în centrul Europei timp de 20 și ceva de ani. E un lucru pe care trebuie să-l ținem minte, încă o realizare a guvernului de atunci al lui Ionel Brătianu. Înfăptuirea României mari, dintr-o dată, în decembrie 1918, reprezintă împlinirea unui vis secular al românilor de a se afla împreună, din Banat până la Nistru. Această Românie mare e o țară care se naște cu dificultăți uriașe. Trebuiau să se adune și să se gospodărească împreună oameni care nu s-au aflat niciodată sub aceeași cârmuire. Ceea ce unește pe toți românii este faptul de a vorbi aceeași limbă. Am mai spus că suntem poate singura țară din Europa, în afară de micile țări, al cărui sentiment național este exclusiv întemeiat pe faptul că vorbim aceeași limbă de la Nistru până la Tisa. Lucru care nu se întâmplă în alte țări, unde sentimentul național s-a clădit timp de veacuri, încetul cu încetul, în jurul unei istorii comune. La noi cimentul e limba. Iar părerea mea este că această unire pe care am făcut-o în 1918 a fost excepțional de bine reușită. Văzând ce greutăți au avut cehii și slovacii ca să păstreze o singură țară, sau drama celor din fosta Iugoslavie, nu numai acum, ci în întreaga perioadă interbelică, atunci trebuie să recunoaștem că această unire a românilor s-a realizat în mod miraculos. Un singur exemplu: Ionel Brăteanu avea un prestigiu imens și se bucura de deplina încredere a regelui Ferdinand. Cei 13 ani cât au fost împreună la putere au reprezentat unul din marile momente de împlinire ale istoriei noastre. Înțelegând însă Ionel Brătianu că era nevoie de un ardelean ca să cimenteze unirea
și ca să ne reprezinte la Paris când ne se făceau dificultăți din cauza păcii de la București, a acceptat un prim-ministru ardelean pe Vaida Voivod. La tratatul de la Trianon s-a dus deci să negocieze un ardelean, nu un om de la București. Prin urmare, a fost extrem de liberal în sensul acesta. Am reușit să unim în mod foarte concret cele 4-5 provincii care fuseseră înainte despărțite. Pacea cu Ungaria nu s-a semnat la Versailles, în Marele Palat al Regelui Soare, cum i s-a spus lui Ludovic al XIV-lea, ci în Palatul Trianon, din același parc, abia la 4 iunie 1920, din cauza nesfârșitelor discuții care au avut loc privitor la graniță, la asigurarea drepturilor minorităților, etc. În decembrie 1919 semnaseră pacea cu Austria, privitor la Bucovina, și cu Bulgaria, privitor la Dobroja, la Saint-Germain și respectiv la Neuilly, tot în apropierea Parisului.